Salutare, Lupi Albaștri alături de dumneavoastră, Liviu Combatcău și Ștefi. Pe măsură ce mai filmăm, Ștefi era pe aici, acum tot crește. Am primit o întrebare legat de cum ne alegem momentul pentru a intra la coapse într-o luptă de MMA. O să începem prin a spune câteva greșeli care se fac în meciurile de MMA. Prima greșeală este că se intră din distanță foarte mare. Sunt aici în distanță cu Ștefi și de aici am auzit să intru la coapse. Sigur că el se va apăra, da? Dacă fac o asemenea greșeală, ia intră tu de acolo, eu văd, îl blochez foarte simplu, da? Deci din distanță nu are nicio eficiență, nu se intră din distanță. În al doilea rând, este greșit să intru atunci când el este pe retragere. De aici și eu intru. El deja e pe retragere, nu o să-l prind. E posibil, dar șansele sunt minime. Deci acestea sunt două greșeli majore care se fac de către luptătorii mai începători. Atunci când anume se intră? E foarte simplu, când sunt într-o semidistanță, dar setez intrarea. O variantă este să mi-o setez, să mi-o maschez. Spre exemplu cu o lovitură, da? Adică sunt aici cu el, îi dau o directă și intru. Priza a fost mai mult pe umăr decât pe gâtul adversarului. Din nou un croșet foarte bun de dreapta al lui Liviu Ionescu și o proiectare frumoasă pe care reușește Liviu Ionescu. Acolo! O a doua variantă este momentul în care el este foarte mult pe atac. Fie că el este un luptător foarte agresiv, care vine mereu spre mine, fie că eu mă las și-l atrag într-o capcană, mă retrag, îi dau încredere, el venind spre mine, mie este atunci mai ușor să intru la coasă. Din combinații, în momentul în care stăm față în față și cumva ne lovim aici, lovim amândoi, bam, batem și iarăși pot să intru. Aici este adevărat un reflex destul de bun, să simți momentul acela, pentru că la viteză și la loviturile acelea puternice, deodată scazi nivelul și ai intrat, ai schimbat într-o fracțiune de secundă, ai schimbat modul în care se desfășoară lupta. Se poate întâmpla treaba următoare. El dă middle kick, pe retragerea lui, el a rămas într-un picior. Îi va fi foarte greu să se apere. Imediat ce am primit lovitura aici, asta este semnalul meu să fac intrarea la coapse. Te rog. Hop, și pe retragerea piciorului, eu deja m-am dus. Asta e startul. Indiferent ce, și dacă am încasat piciorul, două mai gheri, am încasat 10. Hop, l-am încasat. Și pe retragerea piciorului, eu mă leg de piciorul ăla ca viteză, da? Deci cam astea sunt cele mai bune momente pentru a intra la coapse. Setând intrarea, mascând-o cu o lovitură, două, trei. A doua, în momentul în care el este agresiv, vine spre mine și atunci intru. Și a treia, după loviturile de picior. Da, mi-a dat o lovitură de picior, hop, și mă leg de piciorul respectiv. Spor la treabă.